Bună seara și bine ați venit la Bistrițeanul Live. Sunt Claudia Andron și în această seară, dacă e miercuri, avem medicină pe limba ta. L-am invitat alături de noi pe domnul doctor Răzvan Căuți. Bună seara, domnule doctor, și bine ați venit. Vă salut. Și vorbim despre afecțiunile urologice. Domnule doctor, care sunt cele mai comune afecțiuni urologice pe care le întâlniți la Bistrițeni? Sau nu știu, ne identificăm cu marea masă a țării. Dumneavoastră veniți de la Cluj în urmă cu 2 ani? Aproximativ. Uite, chiar acum se fac 2 ani în septembrie. Se fac 2 ani. Sunt bistrițenii mai special decât clujenii, decât ceea ce consultați la Cluj? Acum n-aș putea să zic că-s diferiți. Ei, oamenii, în general, în România, au o, din ce am văzut, o reticență în a veni organizat la medic. Nu a se adresa medicului efectiv, ci pur și simplu a veni organizat, în sensul în care dacă noi știm că persoanele de sex feminin, în general, merg, ar trebui să meargă cel puțin la ginecolog o dată pe an, e, același lucru ar trebui să se întâmple și cu bărbatul peste 45 de ani, să vină la un control la urolog. Și uite, așa intrăm în afecțiunea, în discuție despre cele mai comune afecțiuni pe care le întâlnim în sfera urologică. Acum trebuie de la bun început să știm că există două direcții. Discutăm despre afecțiuni cu caracter malign, adică cancere, și alte afecțiuni. Acum, cel mai întâlnit cancer în sfera masculină, să spun, e cancerul de prostată. Cu alte cuvinte, dacă, așa spun studiile, toți bărbații ar trăi 125 de ani, toți am face, fără excepție, cancer de prostată. Asta e călcâiul lui Ahile a bărbatului. Bun. Motiv pentru care după 45 de ani, cu atât mai mult cu cât, să zicem, tu ai știut că ai părinții tăi, tatăl tău, bunicul tău a suferit de probleme afecționale ale prostatei, ar cam trebui să vii la urolog și să faci o analiză care se numește PSA, asta e antigenul specific prostatic. Bun, lăsând la o parte poveștile despre cancere, discutăm și de afecțiuni care n-au nicio legătură cu cancerul. Îți convins că fiecare am auzit de pietre la rinichi. E, asta aș putea să zic că în Bistrița, nu știu care e motivul, deocamdată, în Bistrița există o pondere mai mare în rândul populației a afecțiunilor litiazice, adică pietre la rinichi care se formează în rinichi și de cele mai multe ori pacientul află despre ele în momentul în care o pietricică de asta pornește pe canale și blochează rinichiul și dă o criză care extrem de dureroasă, nu? Ale momentul în care ajunge la noi. Sunt legate, afecțiunile acestea litiazice de apa pe care o bem, pietrele pe care le facem au legătură directă, pot să aibă legătură directă cu apa pe care noi o bem? Da, aș putea să spun că da, acum nu avem... Mă gândeam la o cauză, ce ar putea să ne influențeze pe noi atât de... Intuitiv, că apa ar putea să fie cea care este cauzatoare de acestui tip de patologie, dar neavând un substrat științific, acum, în principiu, apropo de toate poveștile astea cu COVID, ca să intru un pic și în actualitate, în care majoritatea oamenilor au o părere, medicii au și ei o părere, fiecare medic are o părere, acum... Noi, medici, ar trebui să fim super atenți în ce scoatem pe gură. Pentru că atâta timp cât nu se bazează ce vorbești tu pe date științifice, nu faci nimic altceva decât să spui o părere. Deci științific, dar diferențele... nu avem o legătură de cauzalitate între apă și... Între apa din Bistrița. Nu am studiat. Diferența între medic care își pune părerea și omul care are cu tot o altă meserie e că noi îl credem pe cuvânt. Și așa cred că putem să, dacă rostogolim bulgăre mai departe, să vedem de ce avem cei mai mulți nevaccinați din Europa sau suntem pe locul 1 sau 2, nu știu. De la coadă, da. Bulgarii sunt pe primul loc de la coadă și noi pe 2. E, ca atare puteți să vedeți ce se întâmplă astăzi în România și în alte țări nu. Apropo de COVID. Am putea, nu știu, să prevenim pietrele la rinichi, o afecțiune întâlnită și în cazul domnilor și în cazul doamnelor. Adică am auzit de suficiente doamne care au avut crize de rinichi de la o piatră mai mare, mai mică, coborâtă pe tract sau nu. Uh-huh. Și la fel am auzit și la bărbați.
Evident că se poate, dar revenim, închidem cercul și revenim la vizita la medic programată și susținută. Adică, tu în momentul în care ajungi în cabinetul unui urolog care îți va face o ecografie, noi vom ști dacă există pietre, care sunt dimensiunile, unde se află. E, sunt pietre care trebuie operate și pietre care deocamdată nu. În momentul în care ai avut o primă vizită, tu știind că ai așa ceva la rinic, cel mai bine e să vii pur și simplu programat, o dată la 6, o dată la un an, să vedem ce se întâmplă. Să vezi cum evoluează, da. Că atunci noi ne facem o strategie. Medicul împreună cu pacientul își face o strategie. Operăm pietrele atâta timp cât nu produc o afecțiune, adică o afecțiune clinică, mă doare, sau le lăsăm până când se întâmplă ceva. E, partea bună este că la Bistrița avem toată gama de tehnologie prin care putem să rezolvăm asta astfel de afecțiuni. Asta voiam să vă întreb. Cum operați? Dumneavoastră sunteți chirurg, urolog, sigur, de fapt. Cum operați pietrile la rinic? Laparoscopic sau există și alte? Doamne feri, să ajungem să operăm laparoscopic pietre, pentru că laparoscopia... Nu, nu se face laparoscopic. Deloc. Mi-ați ridicat o minge la fileu foarte bună. Aha. Acum, dacă discutăm de operații laparoscopice, ce înseamnă laparoscopia asta? Cu niște, hai să le spunem, tuburi, depășim peretele abdominal, deschidem rinichiul efectiv. Eu aș prefera să nu se ajungă la așa ceva. Operațiile deschise e o variantă a operațiilor deschise, dar minim invaziv. Și asta e un termen pe care aș vrea să îl reținem ca să discutăm un pic despre strategia de minim invazivitate în 2021. Bun, revenind la subiectul nostru, operațiile deschise pentru litiază în cazul extrem, extrem de rare, în care pacientul pleacă cu o tăietură sau efectiv cu laparoscopie, dar varianta modernă pentru rezolvarea pietrelor există la Bistrița și dacă discutăm despre bombardare cu ultrasunete, dacă discutăm despre ureteroscopie, adică ce se întâmplă, intrăm pe canal, pe uretră, în vezica urinară și din vezica urinară sus pe uretel, unde întâlnim piatra și o spargem cu lasele, fragmentele, le scoatem și le punem, le dăm în mână pacientului. Asta dacă discutăm de operație pe ureter, o denumim ca ureteroscopie rigidă. Asta ar cam trebui să fie o normalitate în toate secțiile de urologie, dar o chestie specială care se face la Bistrița e ureteroscopia flexibilă. Adică depășim ureterul și operăm piatra în rinic, înainte ca ea să ajungă pe ureter și, aha, să provoace durere. Și faceți asta curent la Bistrița? Asta o facem în mod curent la Bistrița și asta e unul dintre să-i spun satisfacțiile mele personale, că am reușit să facem treaba asta în mod curent la Bistrița și eu și colegii mei, pentru că nu sunt singur urolog, lucrez într-o echipă care contează. Echipa, nimeni nu face nimic de unul singur. Dar, ca să revin un pic strict la tehnică, imaginați-vă că operăm fără niciun fel de tăietură, sus în rinichi, uitându-ne la un ecran, cu un joystick în mână. Nu e ușor, dar din punct de vedere al pacientului, de cele mai multe ori pacientul, dacă e un pacient ordonat și ascultă cum să vină, eu, de exemplu, încerc să îmi educ pacienții, astfel încât bolnavul vine în ziua operației, pregătit, nemâncat, nebut, astăzi îl operăm și dacă totul merge bine, mâine îl lăsăm acasă. Deci, practic, îl redăm societății un pacient fără să-l ținem nenumărate zile în spital, ceea ce mi se pare că e un beneficiu extraordinar. Deci, în 24 de ore, omul poate să-și reia 24-48 de ore, fără niciun fel de tăietură. Asta e important, deci el nu trebuie să revină după stresul operator. Ați întâlnit cazuri și la vârste tinere? Din păcate, litiaza nu ține cont de vârstă. Adică dacă, de exemplu, cel mai tânăr pacient al dumneavoastră? Cel mai tânăr pacient. Sub 18 ani. Aoleu! Deci sub 18 ani. Nu e de glumă, chiar sunt ceva semne pe care noi ar trebui să le ascultăm. Totuși, când ai 18 ani, nu cred că te gândești să mă duc la medic urolog să-mi fac un control de rutină. Care sunt semnalele care ni le transmite corpul și noi ar trebui să le urmăm și să ne facem o programare la medic urolog?
cu mențiunea că de data asta, nu neavând substratul științific, aș vrea să spun din start, este o părere personală a mea. Noi suntem o generație mai bolnavă ca părinții noștri, asta cred eu. Acum, din cauza mâncării, din cauza apei și a ce bem și așa mai departe. Doar ca exemplu, discutam de o pacientă 15-16 ani care bea, nu știu, 2-3 Red Bull pe zi. Ok, wow. Acum, partea aceasta cu de ce bea ea la vârsta asta Red Bull, n-aș vrea să o discut, pentru că asta e strict o chestie de parenting, dar uitați-vă cum practic cu ce mâncăm singur, fără să ne oblige nimeni, apropo de vaccinare, nu ne duce nimeni în supermarket și ne obligă să cumpărăm și să bem ceva, ne otrăvim și ne distrugem sănătatea. Acum, eu cred că un vaccin nu are scopul ăsta, apropo de discuția generală cu vaccinul face rău. Da, astăzi mi-am dat doza 3, deci să știți, mă vedeți, sunt bine, vorbesc, probabil prin rușii, dar încă nu știm, ne setăm acum frecvența, deci am făcut doza 3 și uitați-vă, la mine n-am puțin nimic. Așa, da, revenim la temă, domnule doctor. Sunt ceva, este un semnal care mă trimite la, de exemplu, pacienta de 15-16 ani, cum a ajuns la dumneavoastră? Durerea. A, deci durerea. Deci piatra a pornit din rinichi, s-a blocat pe canal, rinichiul, el nu știe că e blocat, că n-are conștiință. Adică nu știe că e blocat, el produce în continuare urină, capsula rinichiului se dilată, astfel încât apar durerile astea. Pe care, dacă ar fi să le comparăm, pacientele mele care au născut, spun, mai domn doctor, este o durere mai cruntă ca și nașterea. Bun, moment în care se adresează medicului. Medicul, bănuiesc că mulți ajung în criză direct în UPU, nu? Absolutamente direct în UPU. Când ai o criză, te duci la UPU pentru că e atât de feroce durerea. Întrebare, dumneavoastră faceți aceste operații de urgență, de exemplu dacă se întâmplă să fiți de gardă la Spitalul Județean de Urgență și vine o pacientă cu o criză din asta, nu știu, este blocat pe canal, faceți operația cu ultrasunete pe care mi-o descriați mai devreme? Operația cu ultrasunete e diferită față de ureteroscopie. Acum, ca să clarificăm... Da, vreau să ne explicați că deja m-ați pierdut, da. Există mai multe tipuri de urgențe, adică o urgență care, o durere... Nu poți să zici că e urgență absolută, că nu pune în pericol viața. Pune în pericol, în schimb, calitatea vieții, adică eu nu mai pot de durere, nu pot să-mi desfășor activitatea. Nu înseamnă că noi nu putem să stăpânim durerea asta cu niște medicamente simptomatice, să cupăm durerea, iar cu durerea cupată să intrăm cu pacientul la sală. La sală a doua zi, dimineața. Dacă se întâmplă să avem un rinic blocat de o piatră cu o infecție urinară care produce o stare septică, o piele nefrită, de cele mai multe ori intrăm când, în sala de operație când impune situația, fie la 1 noaptea sau dimineață. Dar sunt rare situațiile astea în care deja urina din amonte se infectează. Se infectează înainte ca noi să drenăm rinichiul respectiv. Bun. Acum, gestul primordial e să punem un tub ușor care se numește un stent în rinic și să-l deblocăm. Să lăsăm rinichiul să se liniștească. Iar un pic puneți stenturi la bistuța la rinichi? De foarte multă vreme. Dinainte să ajung eu aici, acum mulți ani. Deci colegii mei... Deci era un nivel... Eu am întâlnit aici la bistuța un nivel era bun. Era deja practica asta, da. Da. Iar în momentul în care liniștim rinichiul și durerea rinichiul este drenat, într-un timp de la 2, 3, 4, 5 săptămâni intrăm efectiv după piatră și aici discutăm cum spargem piatra, adică cum o scoatem. O spargem cu ultrasunete fără tăieturi, care are toate tehnicile astea au plusuri și minusuri. Că dacă ar exista o tehnică care să le bată pe toate, am face numai aia. Dar trebuie să adaptezi tehnica la pacient și la situația efectivă. Că, de exemplu, o piatră pe care o spargi cu ultrasunete, nu ai neapărat extracorporeal, discutăm, nu ai neapărat controlul asupra ei, deci ea se va sparge în bucăți, nu-ți garantează nimeni că ea va ieși neapărat, o vei elimina sau nu se va bloca mai jos un pic pe ureter. No, eu personal prefer ureteroscopia și ureteroscopia flexibilă, adică intrăm, spargem piatra, o văd că e spartă toată, fragmentele le scot afară, le dau pacientului mână și știu clar că
Cel puțin piatra aia nu o să mai facă probleme. Uh-huh. Care a fost cea mai mare piatră operată? Ați avut vreo piesă așa, record, care v-a impresionat și pe dumneavoastră? Asta se numesc ambiții personale, să știți. Da, există pietre. Acum și ghidurile spun că tehnicile astea de ureteroscopie flexibilă le folosești până la pietre de anumite dimensiuni. Acum depinde de experiență și de cât de mult crezi tu în tine ca să spargi o piatră mai mare decât asta, dar tot timpul lucrurile sunt în dinamică, în medicina în general, cu atât mai mult în urologie, care e cea mai tehnologizată specialitate. Adică dacă până nu de mult discutam de pietre de un centimetru, un centimetru jumate pe care le atacai cu ureteroscopul flexibil, evident că și ureteroscopele astea, care sunt tot tehnologie, deci noi n-am putea să facem nimica fără ingineri și programatori. Bun, au evoluat și astăzi nu mai discutăm de pietre de un centimetru jumate, discutăm și de mai mari. Pietre un pic mai mari sau mai mari. Ideea e de timp. Pentru că tu nu ai voie să stai în rinichi, în hiperpresiune, decât un timp dat. Asta voiam să vă întreb. Cât este de periculos, nu știu, să ignori niște pietre la rinichi medical, dumneavoastră îi spuneți litiază biliară. Adică, mă învăț, Renal. De exemplu, cu carmante. Iau carmante, okay. Că ziceați că pot să controlez durerea, adică și unde pot eu să ajung dacă ignor semnele pe care corpul mi le dă și nu vin la urolog. Unde pot să ajung? Un caz, acum 2 săptămâni. Ignor durerea, la un moment dat trece, că și rinichiul ăla se obișnuiește cu ce îi se întâmplă, el fiind blocat, o să moară încet, încet. Iar la un moment dat nu te mai doare, dar va începe să te doară în momentul în care se infectează urina în amonte de rinichi. Uh-huh. Și în momentul ăsta ajungem de la chirurgie minim-invazivă pe canale, adică pe canale naturale intrăm, la chirurgie laparoscopică, pentru că rinichiul ăla de multe ori trebuie scos. Că nu poți să lași un rinichi infectat care nu mai produce urină, nu poți să lași în om, pentru că el va produce infecții, odată la nu știu cât timp. Deci poți să ajunge să-ți pierzi un rinichi, da. Dintr-o neglijență. Ați avut astfel de cazuri? Din păcate, da. De asta ziceați dumneavoastră că nu-i de dorit să intervii laparoscopic, adică având atâtea alternative non-invazive sau, mă rog, sunt invazive, dar sunt non-invazive, așa să le și denumim, pentru că tu nu, practic, nu minim-invazive. Minim-invazive, da. Le faci, operațiile minim-invazive le faceți sub anestezie generală sau cum se fac? Acum, dacă discutăm de ureteroscopia semirigidă sau flexibilă, de cele mai multe ori se practică acest tip de operație cu rachianestezie, adică anestezie în coloana vertebrală, dar când cazul o impune, se poate face și anestezie generală, adică pacientul doarme. Acum, dacă mă întrebați pe mine, pentru mine e mai confortabil în anestezie generală. Dar nu... Eu mă adaptez și la dorința pacientului, de cele mai multe ori. Sunt mai urâte, nu știu, litiazele biliare la femei sau la bărbați? Pietrele la rinic la femei sau la bărbați? Unde este mai greu de operat? Pentru o doamnă sau pentru un domn? Nu, eu nu văd o diferență efectivă. Acum, ce-i drept e că uretra efectiv e mai lungă la bărbat din motive clare, adică anatomia. Anatomice, da. Anatomice. Dar nu văd o diferență între bărbați și femei. Pentru că tu operezi sus în rinichi. Bun. Aș vrea să vorbim puțin de infecțiile urinare, că sunt la bondă mereu, parcă tot timpul anului, și vara, și toamna, și iarna. Spuneți-mi, de unde vin infecțiile urinare? Acum hai să înțelegem cu toții. Noi suntem un conglomerat de bacterii. Noi nu am putea trăi fără bacterii. Da, fac parte din viața noastră și ne fac chiar și bine. Chiar și bine, dacă stăm și dacă discutăm acum, dar nu e subiectul nostru, microbiomul care acum se studiază și e la modă, dar reveni, noi suntem un conglomerat de bacterii. Acum, bacteriile alea trebuie să stea la locul lor. Efectiv, unde e locul, acolo trebuie să stea. Urina efectivă e un lichid steril. În momentul în care o bacterie însămânțează vezica urinară, începe să-și facă de cap. Și apar simptomatologiile cu care, din păcate, doamnele sunt mult mai obișnuite decât bărbații, dintr-un motiv foarte simplu. Uretra feminină e mai scurtă, are 2 cm. Și
Astfel, însămânțarea în vezica urinară cu o bacterie îi mult mai facilă pentru bacterie. E că la bărbați are o stație înainte de vezica urinară care se numește prostata, e adevărat. Dar o infecție în prostată provoacă de cele mai multe ori o simptomatologie un pic mai urâtă din punctul meu de vedere, adică prostatite acute, prostatite cronice de care nu mai scap, din păcate, uneori mai scap, nu scap, sunt recurente, decât la femeie, la care dacă reușești să ții sub control infecția urinară și reușești să stabilești o strategie cu pacienta pe termen scurt și pe termen lung, reușești să ajungi, reușești să nu ajungi la cistită cronică, care e o inflamație a țesutului urotelial care provoacă durere efectivă, fără o cauză infecțioasă. Putem preveni vreun fel infecțiile urinare? Din punctul meu de vedere și al urologilor, da, dar aici iarăși discutăm de efectiv de educația sanitară. Unde greșim, domnule doctor? Când ziceți educație sanitară, ce facem noi greșit de ajungem la infecții urinare? E adevărat chestia, dacă mi-e frig la picioare, fac infecție urinară? More or less. Dar aș puncta un alt pattern comportamental, dacă ar fi să îl denumesc așa. De multe ori am o întrebare care pe pacientele șochează. Doamna Claudia, dumneavoastră după ce urinați, în ce direcție vă ștergeți? E șocant să întrebi așa ceva, să întrebi o pacientă. Aș putea să vă spun direcția, dar nu chiar aici, în fața camerei. Discutăm după emisiune, domnul doctor. Pentru că există un lucru, există iarăși legat de anatomie, direcția. Imaginați-vă că organul sexual feminin are uretra, vagin, rect. Acum, în zona rectală există niște bacterii care acolo stau ele, că ies din tractul intestinal. E, în momentul în care ne ștergem, să zic așa, de jos în sus, exact, da, însămânțăm, riscăm să însămânțăm uretra. E contraintuitiv să explici unei paciente, vă rog frumos, fie numai tamponați, fie ștergeți-vă, găsiți o modalitate prin care vă ștergeți de sus în jos. Asta e o cauză. O altă cauză îi imaginați-vă că vezica asta urinară intră în contact cu rectul. Deci dacă avem un bolnav sau o bolnavă care este constipat cronic, riscul ca bacteriile să treacă printre celule și să ajungă în vezica urinară e unul mai mare și astfel o să avem infecții urinare repetate. O altă cauză îi consumul de, dacă îi pot să zic consum, de anticoncepționale a la lung. Mm-hmm. Pentru că există, vedeți, nimica nu-i întâmplător în corpul ăsta nostru. Există o barieră de bacili care se hrănesc cu produși din vagin, care acei produși se secretă, ca să le spun așa, în cursul unui ciclu menstrual complet. No, când noi întrerupem treaba asta cu o chestie chimică, bariera aia se subțiază. Și atunci bacteriile din rect iarăși vin și își fac de cap. Mm-hmm. O viețuitoare o mănâncă pe cealaltă, știți? Cam asta e. Câte legături sunt în corpul uman și nu m-aș fi gândit, uite, că era o chestiune de igienă, efectiv de igienă și de... Mie mi s-ar părea logică. Aș mai putea să continui, pentru că... Bun, ok, noi vom trata infecția pentru care pacienta ne-a pășit în cabinet, dar trebuie să tratăm cauza. Pentru că dacă nu tratăm cauza, pacienta va avea infecții urinare recurente. Bun, acum, totuși, trebuie să înțelegem că trăim în 2021 și există niște pattern-uri comportamentale care se schimbă, dar numai trebuie să le urmărim atent. Acum, de multe ori, pacientele dezvoltă infecții urinare post-coitală. Aia ce înseamnă? Că după un act sexual, pacienta la o zi, două, trei, începe să dezvolte simptomatologie de infecție urinară. E, ok, e de preferat ca, bine, dacă se poate treaba asta, pacientul și pacientul, cei doi indivizi să se spele înainte și după aia să înceapă, e ok. Idealul. Idealul, dar
cu toții știm că nu așa se întâmplă lucrurile și că nu așa ar trebui să se întâmple lucrurile, pentru că. Dar după actul sexual, pacienta va merge, va urina, după care se va spăla. E, cu toate astea am mai descoperit, cel puțin eu am mai văzut un pattern comportamental care e specific lui 2021. Dacă ar fi să ne uităm unde sunt cele mai multe bacterii pe masa asta acum, ați fi uimită să constatăm că pe telefoanele mobile, pe clanță, pe telefonul mobil. Și atunci, stimați pacienți, lăsați telefoanele deoparte, spălați-vă pe mâini și începeți. Pe mâini și după aceea începeți. Da. Foarte multe mesaje de felicitare. Aștept și întrebări de la dumneavoastră pentru domnul doctor. Bună seara, am avut ocazia să-l cunosc pe domnul doctor Răzvan Coți. Soacra mea a fost operată de dânsul și este un om cu suflet mare. Toată stima și respectul pentru domnul doctor. Doresc multă sănătate și putere de muncă. Lili Gerasimi, de mulțumiri, domnule doctor. Popovici Adolfina, o emisiune foarte utilă, sfaturi benefice. Așteptăm cât mai multe asemenea informații. Dacă aveți întrebări pe care vreți să-i le pun domnului doctor, vă rog, aveți ocazia în seara asta să vorbiți cu domnul doctor. Bun, infecțiile urinare și vorbeați de cele recurente. De unde vin cele recurente? Adică scăpăm de o infecție urinară și din obiceiurile acestea proaste pe care le avem, nu știu, o igienă, hai să zicem, neinspirată, da, în care ajungem și ducem bacterii nedorite pe tractul urinar, un sex cu mai puțină igienă înainte și după pe mâini, inclusiv telefonul, care într-adevăr purtător de bacterii. Bun, ce se întâmplă în cazul infecțiilor recurente? Dezvoltăm rezistență la anumiți germeni, de exemplu, bacterii? Ideea e în felul următor. Oriunde în lanțul ăsta nu respectăm ceva, riscăm să avem infecții urinare recurente. Bun, cu toate astea, avem paciente care respectă acest, hai să zicem, tabiet și revin în cabinetul nostru cu infecții urinare. Acum, într-adevăr, o doză de adevăr are și povestea asta cu mirece la picioare și pentru că prima stație în corpul nostru când ni rece la picioare e pelvisul. Și atunci există un moment în care sistemul imunitar local e slăbit și atunci bacteriile pot să își să-și facă de cap. De cap. Acum, fiecare gospodină îți convins că dacă intrăm într-un bloc cu 10-20 de apartamente, găsim antibiotice în casă. Ceea ce îmi spune mie că tratăm după ureche. Adică noi nu avem o... Antibiotice ca antibiotice, dar vă spune domnul doctor, URACTIV și toate sucurile de măceșe și care de... Care nu sunt rele. Așa, că voiam să vă întreb, dacă chiar ne putem trata acasă... Doar cu aceste produse, nu. Exclus. Cu acest produs și antibiotic, da. Eu personal folosesc niște scheme de tratament în care una o potențează efectul antibioticului cam 99% din cazuri. Acum, nu o să vă spun de ce, pentru că e secretul meu profesional și nu o să vi-l pot zice chiar așa ușor, dar ca idee, nu ar fi bine să tratăm după ureche nimic. A intrat în cabinetul urologului. Acum nu vreau să aduc pacienții cu forța în cabinet, dar vreau să explic mecanismul, strategia pe care ți-o faci. Evident că pacienta care îți intră în cabinet și are simptomatologia asta de cistită acută, nu poți să îi spui și nu-i normal să îi spui, uitați-vă, vă rog frumos, mergeți, faceți-vă o urocultură care astăzi o dați, în două zile vine și dumneavoastră stați cu minte, cu durerile și cu infecția care începe să devină dintr-o cistită acută, probabil o pielă nefrită și așa mai departe. Nu. În momentul respectiv îi dăm un antibiotic cu spectru larg, iar pacienta va reveni cu urocultura și noi vom stabili dacă antibioticul respectiv, bacteria respectivă, e sensibilă la antibiotic. Antibioticul pe care i l-ai dat. Și atunci continuăm cu el. Dacă nu, vom opri imediat antibioticul și vom da un antibiotic conform antibiogramei. Iarăși, și aici există niște scheme de tratament, câte zile, care e doza, pentru că și dacă nu dăm suficient de mult timp antibiotic sau o doză potrivită,
bacteria va învăța să-și facă mecanisme de apărare împotriva bacteriei și o să ajungem cu bacterii rezistente la o grămadă de antibiotice. Nu vă doresc vreodată să vedeți o antibiogramă rezistentă la majoritatea antibioticilor. Acolo dumneavoastră vă dați seama că, de exemplu, pacientul a luat acasă antibiotic necontrolat în momentul în care ce are e posibil multirezistent la, nu știu, asta câteva antibiotici. Asta e una dintre posibilități. Dar și aici tot despre echipă o să vorbim, pentru că în momentul în care ai o astfel de bacterie, deja în echipă mai pășește cu un, hai să spun așa, fel de doctor, infecționistul, cu care împreună găsim o altă schemă de tratament. Dar e de nedorit să ai astfel de infecție urinară cu o bacterie rezistentă la... Eu trag așa niște concluzii din ce ați zis dumneavoastră, că dacă vrem să evităm infecțiile urinare repetate, bine ar fi ca de prima dată când avem simptome, să ne adresăm medicului, să ne prescrie un tratament corect, ca să nu ajungem la cele recurente și rezistente la antibiotic. Am zis corect? Asta ar fi ideal. Dar și mai bine decât atâta, eu tot timpul o să, cred că am mai discutat și cu alte ocazii, o să consider că medicul de familie e cel mai important medic din comunitate. Toți medicii de familie știu foarte bine să trateze multe patologii, inclusiv infecția urinară, astfel încât pacientul să nu ajungă să fie obligat să fie internat în spital și așa mai departe. Că avem o infecție urinară recurentă, care se transformă în cistită cronică, da, deja aici discutăm de alte tratamente instilaționale și așa mai departe. Dar de cele mai multe ori, dacă ne adresăm medicului de familie, lucrurile se pot rezolva atunci, acolo. Deci prima dată la medicul de familie îi cerem un tratament, dacă nu răspundem, căutăm și un medic urolog după aceea, nu? Care cu să siguranță ne... asta ar fi o strategie bună. Da, sunt ușor de vindecat infecțiile acestea urinare recurente, pentru că știu multă lume care se plânge de asta. Aveți o schemă de tratament magică pe care reușiți să... Sau iarăși depinde de la pacient la pacient? Absolut nimic nu-i magic. Adică tot ce facem... Lăsați-o, domnul doctor, că am auzit eu că mai faceți și magii, nu? Tot ce așa facem, modest. Tot ce facem trebuie să fie bazat în știință. Și când spun în știință, vă spun de ce zic lucrul ăsta. Chiar aveam o discuție alaltăieri cu cineva. Un medic e foarte ușor să spună lucruri unor necunoscători. Eu pe aceeași medic vreau să-l văd că spune lucruri în comunitatea lui științifică, cu alți urologi sau alți oncologi sau orice specialitate, în care colegii tăi s-ar putea să te întrebe multe alte chestii și să nu te creadă și să trească să chiar demonstreze. Deci, repet, iarăși revin la prima mea afirmație sau printre primele, ca medic e foarte important ce scos pe gură și cui. Nu există nimic magic în ceea ce noi facem. Totul este bazat pe știință și pe experiența altora dinaintea noastră, pe care noi o luăm, mai punem și noi ceva și o predăm mai departe generațiilor care vin. Dar totul trebuie să fie bazat pe studii corecte. Aia iar și important să fie studiu corect. Da. Unde poate duce infecția urinară netratată? Vorbeați mai devreme de cistită. Da. Deci ajungem la un infecție urinară. Că la un moment dat mi se părea că este infecție urinară. E o inflamare a țesutului urotelial și a țesutului a vezicii urinare. Hai să spunem în mare, a vezicii urinare. Ajungem să avem bolnavi care au simptomatologie dureroasă fără să aibă o infecție efectivă. Pentru că țesutul ăla rămâne inflamat. Și atunci trebuie să-l liniștim cumva. No, aici deja lucrurile devin un picuț, ajungem la limita științei, în care dacă discutăm de prostatita cronică sau de cistita cronică la femeie și așa mai departe, există scheme de tratament care pentru unii pacienți dau rezultate, pentru alți pacienți nu dau rezultate. Noi, iarăși ca medic, eu nu-mi doresc pacienți care după primele vizite să mai vină bolnavi. De-aia
prostatitele cronice și cistitele astea nu-mi plac foarte mult pentru că îi celebru pacient X care îl vezi că vine și are un dosar atât, care umblă pe la, merge pe la toți colegii și mi se pare normal să cer second, third, a 5, a 10 opinie, dar știi că nici tu nu-l vei putea ajuta foarte, foarte mult, dar măcar merită să încerci. Eu cel puțin așa fac. Da. Tratament naturist pentru priapism, vă mulțumesc, mă întreabă cineva? Din păcate, patologia asta a priapismului... Vă rog frumos să explicați ce este priapismul. Deci imaginați-vă că avem un penis în stare erectă, pe care, da, într-adevăr, mulți pacienți ar spune că, da, ne dorim așa ceva, nu ne dorim, pentru că și penisul trebuie să fie în erecție, doar la momentul în care ai nevoie de el în situația respectivă, în rest devine o patologie dureroasă și neplăcută. Nu. Tratamente naturiste. Pentru că dacă ar exista un tratament naturist, n-ar mai fi neapărat naturist, ar fi în protocoalele europene și americane, că noi nu lucrăm de capul nostru. Deci ne întâlnim toți urologii odată la nu știu cât timp și stabilim niște lucruri. Am vrea să rezolvăm patologia, dar din păcate nu aș spune că nu există, că nu vreau să exclud, dar eu nu cred în ele. Cel puțin în tratamentul naturist pentru priapism, nu. Nu există așa ceva. Voiam să vă întreb unde vă pot găsi oamenii. Dumneavoastră operați la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și consultații oferiți? La MedTotal. La MedTotal, deci policlinica de pe Bulevardul 1 Decembrie. Dar în principiu mă pot găsi la Policlinica de Stat. Așa, și la policlinica, da, policlinica spitalului, da? Exact, la MedTotal și în oriunde, internetul le rezolvă pe toate. Deci cu un search pe Google se rezolvă. Bun, vreau să vă mai citesc o întrebare. Întrebați-l dacă sunt bune Diana Circa, întrebați-l vă rog pe domnul doctor dacă sunt bune băile de șezut cu mușețel sau alte plante. Băi de șezut cu plante naturiste, bănuiesc că pentru infecții urinare, că de asta discutam mai devreme. Primul lucru care când mi-am permis să fiu, când am devenit doctor, adică student, așa se întâmplă și atunci ești doctor și după aia rezident, primul lucru care am putut să-l scot de la bunica mea din tabietă a fost băile de șezut cu tiemirce, galbenele, mușețel și așa mai departe. Vă rog, nu. Adică, hai să oprim băile cu tot felul de chestii. De ce? Pentru că n-au niciun substrat în care să demonstreze cineva că aduc un beneficiu. Decât placebo, adică da, știu că am făcut ceva și în direcția respectivă, dar nu există, vă spun, tot ce are rezultat, eu, primul ca medic și colegii mei, care vrem să-l recomandăm ca să fiți bine. Pentru că interesul meu e să fiți bine, nu rău. Și atunci ar fi locul numărul 1 baia de șezut, dar nu, din păcate nu. Da. Liviu Srebreanu, bună seara domnule doctor Răzvan Coții. Pentru nevasta mea aș vrea să vă întreb din ce cauză se fac pietrele la rinichi tot mai des. În urmă cu 3 zile a fost a patra criză pe anul acesta, rezultate fiind cu nisip acumulat pe lângă piatra de 6 mm după o ecografie. Bun, acum un pacient care dezvoltă pietre la rinichi, chiar dacă tu ai reușit să scoți piatra, șansele lui de a dezvolta pietre îs de 60%. Acum, într-adevăr, trebuie să vedem din ce e făcută piatra asta, dacă putem să, din dietă, e o chestie metabolică. Într-adevăr, noi, prin actul chirurgical, rezolvăm o problemă acum, dar nu o cauză. Care e cauza? Bun, acum, apa, probleme metabolice, alimentație, calciu, și așa mai departe. Cine știe ce... Lucrurile astea se pot afla. Dar de cele mai multe ori discut, avem pacienți care au pietre formate din mai multe tipuri de substanțe și atunci ajungi să fii pus în situația în care să spui, domnule, dumneavoastră ar trebui să nu mâncați nimic, ceea ce nu se poate. Acum, bem lichide adecvat, adică nu să uităm de noi, nici 2 litri de lichide pe zi,
cum zic, se zice în celebra reclamă, care înseamnă că tu ești cu o sticlă după tine și te bei. Aia se numește adăpat. No, nu vrem treaba asta. Omul trebuie să bea apă când îi sete. Dar mergem la control regulat, la 3, la 6 luni, astfel încât să putem să vedem din fașă problema și să o rezolvăm. Da, soacra mea Berchi Suzana vrea să-i mulțumească domnului doctor pe această cale că a salvat-o de la moarte și îi dorește multă sănătate. Liviu Zrebreanu, în schimb, continuă cu tratament de antibiotic și calmante. Oare ce sfat îmi puteți da? E domnul la cărui întrebare ați răspuns mai devreme cu doamna cu piatra, mă rog, în care este în a patra criză anul acesta. Și doamna zice, continuă tratament cu antibiotic și calmante. Oare ce sfat îmi puteți da? Acum, eu ce sfat i-aș da acestui domn? Haideți să vedem pacienta efectiv. Să facem o ecografie, să vedem unde-i piatra, o ecografie plus un computer tomograf. Niciodată nu o să fie un pacient operat doar pe ecografie. Ecografia e o investigație care ne dă idee despre. Acum, noi ca să putem opera, ne trebuie probe fără echivoc, adică un CT care spune piatra de atâția milimetri și acolo se află, iar eu știu ce am de făcut în continuare, cum rezolv problema. Dar sfatul efectiv îi fie vine la un urolog și vedem ce putem să facem, fie merge la urgență, dacă e durerea prea mare. Mm-hmm. Dar nici de cum la infinit, continuând cu calmante și antibiotic. Care nu știm dacă sunt prescrise sau nu de un medic. Văzusem un mesaj frumos și voiam să vi-l citesc. Da, domnița Estrate, felicitări, un om cu inimă de aur și o voință de fier de a ajuta oamenii, mult respect pentru dânsul. Moldovan Vali, felicitări, este un om și un medic deosebit. Ne bucurăm că avem acești oameni la spitalul din Bistrița. Domnule doctor, voiam să vă întreb de afecțiunile vezicii urinare. Nu mă întrebați de ce, eu am o spaimă legat de vezicii. Am discutat de infecțiile urinare, dar de afecțiunile vezicii, de exemplu, nu știu, sunt persoane care obișnuiesc și copiii mereu îi cer pe ai mei, stau mult, mult, mult până să meargă la baie. Sunt persoane care dacă stau un timp și nu merg la baie să urineze, au dureri în zona abdominală. Mm-hmm. Ce se întâmplă? Sunt periculoase? Cum poți să ajungi, nu știu, care pot fi afecțiunile vezicii urinare explicit? Acum, dacă am trecut la alt subiect, aș vrea un picuț să vă povestesc și despre povestea cu cancerele. Numai bine că am trecut la vezică urinară și atunci eu aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți fumătoare? O, da. Da, da, da. Am auzit că vă lăsați, e adevărat. Da, da. Domnul doctor, cine v-a spus? Aici că până nu trece COVID-ul nu mă las, că n-am voie. Am înțeles. Bun, cauza numărul 1, de exemplu, al cancerului urotelial îi fumatul. Dovedit științific. M-am supărat foarte tare. Așa, dovedit științific? Da. Și atunci, dacă discutăm, revin un pic la întrebarea, cu ce suntem noi mai special bistrițenii decât clujenii? Suntem mai special că venim cu cancere depășite terapeutic, chirurgical. Adică, acel celebru, dar nu mă doare. Sau, dar nu am fost bolnav niciodată, n-am fost la doctor niciodată. Aia îmi spune mie că, într-adevăr, aveți 70 de ani, n-ați fost niciodată ce pe mine mă sperie un pic, că s-ar putea să găsesc niște lucruri care sunt depășite. Hai să spunem, am foarte multe cancere de prostată, le-am descoperit local avansat, adică în momentul în care nu mai poți să faci chirurgie despre care discutăm, chirurgie minim-invazivă, adică practic cu niște tăieturi micuțe, pacientul în 2-3 zile acasă, să scoți prostata afară și pacientul să-și vadă liniștit de viață, cazul, da. Să rezolvi cazul, versus hormonoterapie și tot ce vine ca terapie oncologică. Așa, într-un by the way, vă zic că există o colaborare foarte, foarte bună cu secția de oncologie. Avem niște doctori oncologi foarte buni în Bistrița. Dar mi-ar plăcea să găsim pacienții într-un stadiu mult, mult mai rapid în care putem să facem ceva pentru pacienți. Apropo de chirurgia asta laparoscopică, minim invazivă,
ca să putem să ajutăm. Aia ce înseamnă? Că după 45-50 de ani, deja haideți să începem să ne facem câte un PSA și să vedem, să mergem PSA la PSA la domn pentru prostată. Exact. Bun, acum, dar e o fumătoare... Revenind la vezica urinară, așa. La primul semn de hematurie, adică urinare cu sânge, te prezinți la doctor. Nu ne prezentăm, dar am urinat acum un an de zile cu sânge, dar pe mi-a trecut. Aia înseamnă că tumora respectiv a crescut și... Deci un prim semn este urina cu sânge, urina care cu sânge. Poate să arate o afecțiune a vezicii urinare. Exact. Dar dumneavoastră m-ați întrebat cu totul altceva și atunci o să trească să vă răspund, da, și la treaba aia. Răspundeți-mi și aia. Eu am vrut un pic de a pune 10 întrebări într-un at singur. Recunosc că am vrut specială. Un pic să o duc și pe strada mea, că mie îmi place foarte mult să operez cancere. Asta e o... Da, alea fericite. Da, la început, în care puteți să aveți garanția că puteți salva pacientul și se intervine în timp util. Când am ajuns în Bistrița, vedeam un sintagmă care îmi place foarte mult, că Bistrița este județ folcloric. Și atunci eu când îl aud pe pacient, când spune după operație de asta mare, domnul doctor, sap în grădină, pentru mine cea mai mare bucurie, când da. Mi-aduc aminte de bunicii mei care și ei stăteau la țară. Deci, dacă săpai în grădină sau crepai era lemne, maximul de sănătate. Erai un om sănătos. Să nu mai povestim că mă duc la coasă. Deci, la coasă. Perfect. Asta discutând după ce operez un cancer renal, adică scoți rinichiul sau parte din rinichi, fără niște tăieturi care în chirurgia deschisă sunt foarte mari, scoți un rinic prin niște tăieturi, cam cât o apendicectomie un pic mai mare. Pacientul peste 2-3 zile merge acasă. Nu aici discutăm de minim invazivitate. Dar revenind la vezica urinară, aici e o discuție extrem de complexă cu vezica asta urinară, care e un organ musculo-nervos, no bun. Acum, discutăm de vezică hiperactivă la pacienți care nu pot să țină sau merg des la baie, dacă nu mă duc acum la baie, scap pe mine. Sau discutăm de incontinența urinară, care iarăși mergem într-o zonă a doamnelor, în care, de exemplu, pacientele multipare... Multipare înseamnă adică, cu multe nașteri. Cu multe nașteri. Vă traduc, da. Ea, mai știu și eu, uite un pic. Ajungem să... nu putem să zâmbim. Ce mai urât pentru o doamnă să nu poată să zâmbească, că să nu pot să râd, nu pot să râd că scap, nu pot să urc scările că scap, nu pot să strănu că scap urină, nu pot să ridic o găleată cu apă sau nu pot să sap pentru că scap urină. Și atunci, iarăși, aici intervenim cu niște medicamente să vedem dacă reușim să avem succes, pentru că și aici există mai multe grade de incontinență de asta de efort și localizată în diferite zone, astfel încât lucru care mă bucură astăzi e că avem colaborări cu colegi, de exemplu, colegi de-a mele de rezidențiat care au aplecare spre așa ceva în direcția urodinamicii, în care se stabilește clar cu niște senzori, cu niște sonde care le introduci, vedem cât de mare capacitatea vezicii urinare, unde e problema efectivă, la care dintre sfinctere, că noi avem două sfinctere, unul pe care îl controlăm voluntar, unul pe care îl controlăm involuntar, dacă vezica urinară efectiv are o mișcare spastică, dar din păcate, colegele mele la Cluj, dacă ne ajută cumva să le aduceți dacă ne ajută bunul Dumnezeu și putem să dezvoltăm secția asta de urologie, probabil că în viitor, dar n-aș putea să zic care, probabil îndepărtat, o să avem un urolog care să se ocupe cu așa ceva. Ca să poată să spun exact, uite acolo, noi fiind colegii de astăzi, fiind axați pe chirurgie mai mult, alegem să avem colaborări cu, într-adevăr, nu sunt multe colegi. Exercițiile care... Kegel din Pilates sau din yoga ajută? Orice exercițiu care întărește musculatura pelvisului și perineului e foarte bună. E una dintre strategii pe care mergem pe lângă tratamentul medicamentos. Se poate ajunge și la operații, la montări de bandelete și așa mai departe.
Așa. Bună seara, o întrebare pentru domnul doctor, dacă se poate, nu pot alerga, face sport, pentru că în timp ce alerg scapulina sau la fiecare, exact ce vorbeam mai devreme, exact, sau la fiecare strănut, oarecare ar fi cauza, vă mulțumesc mult, o seară frumoasă. Ce ați sfătui eu pe, doamna, în primul rând, un consult la urolog și dacă dumneavoastră nu reușiți să rezolvați, bănuiesc că colegele dumneavoastră de la Cluj, de care... În principiu, știți ce se întâmplă? Aș prefera să văd pacienta, pentru că eu cred, și asta oriunde m-aș afla, că bolnavul trebuie să se trateze la el acasă, în comunitatea lui, acasă. Nu să mă duc până nu știu unde să mă întorc. E neplăcut pentru toată lumea. E, și pentru investigația asta, că lucrez super profesionist, adică cu colega noastră, colegele mele fac interpretarea, dau sfatul și pacienta deci, se întoarce. Deci și tot la dumneavoastră se rezolvă? E, la noi se rezolvă în modul la modul la care noi și noi citim interpretarea respectivă, tratamentul, suntem sau nu de acord că în momentul în care ai o viziune de ansamblu asupra sfincterelor, asupra nervilor și așa mai departe, pacienta poate să revine aici și să monitorizăm noi lucrurile astea în cabinet. Da. Depinde cât e de gravă problema, că de multe ori, iarăși, nu toate pacientele ajung la probe de urodinamică, că multe dintre ele le putem rezolva medicamentos din start, fără să ajungă să facă acel dute vino despre care v-am zis că nu prea îmi place. Da, la bărbați există această problemă legată de incontinența urinară? La toți bărbații, la toți oamenii există. Acum, de ce avem incontinența urinară la bărbat? Aici e o cu tot o altă discuție, pentru că v-am spus că există glanda asta noastră, prostata, n-a scăpat încă de ea în emisiunea asta. Da, e subiectul noastră preferat. Prostata, pentru că spuneați chiar în deschiderea emisiunii că trebuie să-și facă domnii, mai ales peste 45 de ani, controlul pentru a preveni un cancer de prostată. Dar ce facem cu un domn care nu are cancer de prostată și cu toate astea urinează greu? Ca să parafrazez manualul, domn doctor, urinez pe papuci. Avem patologia, acel celebru adenom de prostată. Am cu adenomul, știți? Da. Bun. Și iarăși aici e o discuție, pentru că nu discutăm de o patologie malignă, discutăm de o patologie benignă, adică prostata asta, imaginați-vă că înfășoară uretra, adică tubul ăla care duce urina din vezica urinară în veceu. Bun, din păcate ea știe să crească, dar nu numai în exterior, ea crește și în interior. Și atunci obstruează canalul, iar pacientul nu urinează cu un jet normal și în timp ajunge să nu urineze complet. E, atunci acel pacient care nu urinează complet, adică nu golește vezica urinară, îi rămâne o cantitate de în vezica urinară. Rinichii secretă, iar la destul de lung cursul ăsta de povestit, la o altă cantitate deja apare senzația în creier de senzația de urinare. Și bolnavul ce se întâmplă? Se trezește noaptea și merge de 2, 3, 4 ori pe noapte. La baie, da. E, nu numai că nu-i sănătos din punct de vedere al vezicii, cu care dacă nu faci ceva, o altă operație minim invazivă pe canal, omul nu se odihnește. Acum imaginați-vă cum ați fi dumneavoastră sau eu, un om care nu mă odihnesc azi, mâine, poi mine, nu mă odihnesc ani. Adică eu mă tot trezesc, mă duc la baie. De acolo, cel mai important e corpul să se refacă. Când se reface cel mai bine? În timpul somnului. Bun. De acolo rezultă alte patologii în timp. Bun. Să vedem dacă mai avem întrebări. Să mă uit, că mai am o schemă prin care pot să mă uit la comentarii. Le văd mai multe sau le văd pe toate, să zic așa. Voiam să vă întreb și de disfuncția erectilă la bărbați. Că dacă noi, doamnele, avem ginecologul, așa, cu care putem să rezolvăm anumite probleme. Am auzit acum și de rejuvenarea vaginală. Domnule, deci s-a inventat inclusiv asta. Spuneți-mi... Care e o tehnică pe care o salut. E super ok. Da. Am auzit și eu de ea. Trebuie să citesc mai multe. Spuneți-mi despre disfuncția erectilă și la ce se referă disfuncția erectilă. Și știu că ține tot de dumneavoastră, de urologi. Știu corect? Da. Așa, da. Bun. Acum, dacă pe vremea
ca să, vreau numai să subliniez importanța momentului. Dacă pe vremea bunicilor noștri sau a oamenilor care sunt peste 60 de ani discutam de disfuncție erectilă, pur și simplu, astăzi disfuncția erectilă e o problemă de sănătate publică mondială. Adică ce se întâmplă? Pacientul nu are o erecție suficient de calitativă astfel încât să poată să susțină un act sexual. Departe de noi discuția în care avem pacient care îmi spune nu rezist cât aș dori. Acum, cât am dori noi să rezistăm. Una e anduranța. Și alta e dacă pot să penetrez o parteneră astfel încât să se întâmple să avem un produs de concepție. E, în momentul ăla discutăm de disfuncție erectilă. Adică nu am pur și simplu o erecție. Acum, erecția în sine e un eveniment vascular. Imaginați-vă că în penis trebuie să intre o cantitate de sânge cu o viteză astfel încât corpii cavernoși din care e făcut, compus penisul să crească și să iasă cu altă viteză, dar cu altă viteză astfel încât să nu se golească corpii cavernoși. A, și încă ceva. Viteza asta trebuie să fie așa de bine sincronizată astfel încât sângele care intră oxigenat să oxigeneze, să nu stea foarte mult în penis, astfel încât să nu... Că e atât de complicat, mă rog. Mecanismul erecției e extrem de complicat. Mai simplă treaba. Deci erecția e un eveniment vascular. E foarte complicat, discuția, da. Discuția, iarăși, diabet, fumatul este numărul 1 în disfuncția erectilă. Dar dacă discutăm de disfuncție erectilă, aici trebuie să avem niște investigații complexe, hormonale, metabolice, cardiologice, diabetologice, astfel încât să ne facem o idee de ansamblu și să vedem dacă putem să intervenim în viața pacientului cu substanțe și cu celebrele pastile, cu pastile albastre. Dar la ora asta avem pastile alte pastile. Pastile albastre e soluția. Nu tot că timpul. Unii o să înțeleagă că aia e soluția, dar nu tot timpul. Nu tot timpul. Acum, iarăși, disfuncția erectilă, dacă am putea avea o emisiune doar despre disfuncția erectilă, discutăm de care decadă a vârstelor întâlnim așa ceva. Pentru că, de exemplu, dacă eu, partenerul, consider că are disfuncție erectilă în momentul în care el atât de mult vrea să o impresioneze pe parteneră, mai ales la început, încât efectiv nu se întâmplă nimica, era și o frică de performanță. Bun, acum, în generațiile tinere, dacă până acum câțiva nu discutam de disfuncție erectilă la sub 25-30 de ani, acum, uitându-ne la... Există un alt pattern comportamental, pornografia, în care dacă stai să te gândești câte potențiale partenere vezi tu într-un timp de X pe calculator, tata tău, bunicul tău și străbunicul tău, la un loc nu au văzut atâtea câte vezi tu în 20 de minute, într-o oră. Într-o oră de film, da. Și atunci lucrurile se desensibilizează. Acum astea sunt discuții de mese rotunde împreună cu sexologii și cu psihologii și urologii, în care încercăm să vedem ce putem face pentru a ajuta pacienții în direcția asta. Bun. Care e momentul în care un bărbat trebuie să caute un urolog, că nu știu, care sunt semnalele că trebuie să ajungă la dumneavoastră? Sunt chestiuni care țin de urolog și de chestiuni pe care el le poate rezolva pe disfuncția erectilă. Acum, dacă mă întrebați strict la subiectul disfuncția erectilă, când observ că nu-i bine ceva. Așa. Dar dacă discutăm general valabil, eu aș spune de la 45 de ani sau de la 50. 45, dacă știi că ai o componentă genetică în familie, deci, un cancer de prostată. Deci, până la urmă, trebuie să te împrietenești cu urolog orice ai face peste 45 de ani. Știți că e bine să ai prieten și doctor, și popă, și primar. Așa. Și dacă ești bărbat... V-am spus că în viață de unul singur nimeni nu răzbește. Nu răzbește, da. Deci dacă ești bărbat peste 45 de ani, musai ai o vizită la urolog și odată poți să verifici prostata, poți să discuți probleme de disfuncție erectilă, care se pot rezolva sau nu. Înțeleg că un set de analize este foarte important și relevant să-ți arate calea spre... Știți de ce n-aș intra într-un super detaliu cu disfuncția asta erectilă? Pentru că nu știu la urechile cui ajung aceste informații. Înțelegeți? Și atunci lucrurile trebuie personalizate. Aici chiar e o chestie de personalizare.
Pentru că dacă un băiat de 22 de ani consideră el în inteligența lui că, măi, eu am văzut niște chestii și eu nu fac lucrurile astea, atunci și mă apuc și iau pastile de după ureche, nu, deja asta nu mai e ok. Nu mai e ok. Da, vreau să văd dacă mai avem întrebări. Mii de mulțumiri domnului doctor din partea familiei Dan Adrian de la Ilva Mică. V-am zis că aveți foarte multe mesaje de felicitare, o să le citeți și dumneavoastră. Când mai vine domnul doctor la Carol Davila, domnul doctor, aveți și întrebări din astea. Eu nu am nicio vină, eu doar citesc aici ce întreabă cititorii, cititoarele. Nu este deloc vina mea. Predați cursuri la Carol Davila? Știu că sunteți mai mulți medici din Spitalul Județean. Când e nevoie de mine, oriunde, pentru mine, oriunde unde pot să găsesc oameni, și în special oameni tineri, cu care pot să fac performanță sau să îi direcționez înspre performanță, eu îți răspund prezent. Că știu ce a însemnat pentru mine cândva cineva care, împotriva voinței mele de tânăr, rebel, mi-a dat direcția respectivă. Atunci am fost supra pe el, acum îi mulțumesc. Da. Aș vrea să mă gândesc un pic să văd dacă sunt ceva subiecte pe care nu le-am atins, pentru că avem o oră deja de emisiune. Mai stăm 4 minute în live. Dacă aveți întrebări, puneți-le repede, că o să închei imediat emisiunea. Pe domnul doctor îl găsiți la Spitalul Județean, la Policlinica Spitalului de lângă gara Winmart, cum îi zicem noi, la MedTotal pe 1 decembrie. Și dacă dați un search pe Google, găsiți unde face consultații domnul doctor. Mulțumim, domnul doctor, familia Lingurar din Lechința. Da, voiam să vă întreb ce fel de cancere operați dumneavoastră la Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Spuneați că e o practică pe care o faceți în mod curent. Când am venit aici, mi-am propus să facem niște operații care până nu de mult, nu e neapărat că nu pot să zic că nu se făceau, pentru că se făceau, colegii mei, echipa de la Bistrița, doctori foarte buni, dar pentru operații de anvergură ai nevoie de echipă, efectiv de mâini de lucru în plus. Și atunci ne-am propus ca împreună odată să aducem ureteroscopia flexibilă la nivel de daily, adică să face zilnic pacienții noștri să beneficieze. Și acum, discutând de cancere, am început cu cancerul renal, pe care am insistat și insist în continuare să-l operăm laparoscopic. Adică pacientul e una că merge cu o tăietură... Renal, vă referiți la rinichi. La rinichi. Așa, da. Că merge cu o tăietură cât el de mare și își revine în 2 luni, 6 luni, și alta că merge cu o incizie acasă cu o tăietură, cât o apendicectomie, poate un pic mai mare, astfel încât el, repet, sapă în grădină după 2-3 săptămâni. După care am continuat cu chirurgia ureterului, cu chirurgia vezicii urinare, cu chirurgia prostatei, prostatectomia efectivă, care e o operație care acum încercăm să o punem să fie ca o chestie normală. Bun, acum, da, într-adevăr, există și niște obstacole pe care trebuie să le depășim. Spitalul nostru a explodat în direcția bună a cuvântului, astfel încât pe toate secțiile există o dezvoltare. Așa am ajuns la momentul la care nu mai avem loc. Adică, ok, trebuie să facem... Numai un pic, și la dumneavoastră, ca și la ortopezi, faceți programări pentru 3-4 operații? Luni înainte. Aoleu! Nu, și mai mult. Ideea e că acum trebuie să avem loc și se pare că o să ni se facă loc în continuare și o să fac, nu știu, autoritățile super deschise aici, spre deosebire de alte locuri, discut cu alți colegi, care nu, dacă ne ajută Dumnezeu să construim și noua aripa spitalului. A venit ieri domnul director aici și ne-a spus că pe Planul Național de Redresare și Reziliență, care a fost lansat și a fost aprobat de la Uniunea Europeană, avem șanse să facem corpul nou de spital la Bistrița și atunci, da, o să facem, nu știu, și mai multe intervenții, și mai multe... Lucrul ăsta ar fi fantastic.
operații. Da, s-au împlinit cele patru emisiuni. Cere cineva un număr de telefon. Căutați-l pe domnul doctor, dați numele domnul doctor Răzvan Căuți și o să găsiți unde dânsul face consultații. Nu pot să dau numărul de telefon. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mai așteptăm mult pe la noi. Sper să rămână cumva în discuție proiectul de care noi am vorbit mai devreme înainte de emisiune. Cred că s-ar impune măcar o dată la 3 luni să avem un urolog aici în emisiune și să mai discutăm problemele din sfera asta și ce mai faceți acolo toată echipa de medici urologi de la Spitalul Județean. Sunt toți foarte buni. Este doctorul Ogigan. Care mai sunt colegii dumneavoastră? Doctorul, deci avem așa, doctorul Ogigan, doctorul Lucan, doctorul Petcu și doctorul Vârvaș. 5, majoritatea la școala de la Cluj. Toți școala de la Cluj, renumita școala de la Cluj. Noi lucrurile facem în echipă, că, repet, nimeni nu reușește de unul singur. Fără o echipă performantă de anestezie, fără colegii noștri chirurgi, cu care deja am ajuns să operăm operații, rezecții multiorgan, în care fiecare își face treaba lui pe organul lui, astfel încât poți să un cancer răspândit, să reușești să-l ajuți pe pacient să fie bine după. E un lucru fantastic care se întâmplă. La Bistrița. Felicitări pentru ceea ce faceți, felicitări și colegilor dumneavoastră și tuturor medicilor din Spitalul Județean. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit și vă spun o seară bună în continuare.